Bună seara, dragii mei prieteni, iată-ne din nou pe Calea Undelor, încercând câteva meditații profunde din Cuvântul lui Dumnezeu. În această seară, subiectul intitulat Întoarcerea lui Nero are tendința de a scoate în evidență gândirea și mentalitatea bonlavă a unui sistem care se prăbușește încet, dar sigur dacă vreți, globalismul, dacă vreți, Babilonul cel mare, ca să folosesc un termen biblic, știu că unii sunt foarte sătui de expresia globalism și de aceea voi încerca să folosesc, să traduc aceste expresii moderne ale profeției, expresii tipice. Întoarcerea lui Nero nu este altceva decât rezultatul unei minți bunlave, a unui comportament deformat, care nu este altceva decât uh, meteahna unui sistem global, mondial, bonlav. Imaginați-vă întoarcerea lui Nero cu o mână dând foc Romei și cu cealaltă mână împărțind pâine celor săraci din simpatie pentru lumea care suferea. Între declarația domnului Claus Schwab în fața televiziunii franceze care ne spunea că lumea trebuie să accepte transparența, și declarația președintelui Donald Trump că noi trebuie să salvăm creștinismul în America ca să ne întoarcem la origine părinților fondatori, între aceste două declarații ne aflăm noi ca oameni. Oameni care știu mai mult sau mai puțin ceva despre realități. Aș vrea să citesc câteva declarații foarte interesante din cartea lui Samuel, a doua Cartea a lui Samuel, capitolul 15, versetul 11. 200 de oameni din Ierusalim care fuseseră poftiți au însoțit pe Absalon și l-au însoțit în prostia lor fără să știe nimic. Acesta este cel mai nobil exemplu de comportament cognitiv și de manipulare tradițională a societății. L-au însoțit în prostia lor pe marele rebel, Absalon de fapt este simbolul marelui rebel, în timp ce David, care era un rege oficial în Ierusalim, va trebui să fugă în picioarele goale, prin țărână, trecând dealurile, fugind să-și scape viața. Tot ce era pe vremuri oficial, care venea din partea sistemului condus de David, acum avea să fie teoria conspirației, tot ce spunea David și slujile lui aveau să fie percepute ca niște simple anecdote luate în râs de vezmăre, doamne, oficialii care la ora actuală aveau să stabilească sistemul și ce este adevărul prin răscoala lui Absalon, care se vroia a fi marele rege în Ierusalim. Întrebarea este de unde au venit acești 200 de oameni și cum de au fost poftiții ei și de ce l-au însoțit în prostia lor. Adică, nu știu cum aș putea explica în termenii cât se poate de decenți Creștinii neșignitori, cum e posibil ca lideri din tot Israelul să fie invitați la o petrecere a lui Absalon, care era, de fapt, sunetul sau de goarnă, sau începutul unei domnii bazate pe uzurparea tronului tatălui său? L-au însoțit, totuși, acești conducători în prostia lor, fără să știe nimic. Sigur că dacă i-am fi întrebat pe oamenii aceștia Dacă dumneavoastră știți care este motivul, rațiunea Pentru care îl susțineți pe noul președinte, pe noul stăpân al țării Absalon și ar fi pretins că sunt foarte convinși că au toate datele Toate informațiile necesare pentru a susține un guvern just și drept Și că David, pe drept cuvânt, a fost eliminat Alungat de la tron și de la Casa Regală. Totuși, aceasta fiind declarația lor, comparată cu realitatea Bibliei, vom vedea discrepanțe între percepția celor 200 care l-au însoțit pe Absalon, în prostia lor și părerea lor personală despre acțiunile pe care le-au avut. Deși Nero era un criminal psihopat, el se vedea un. Actor, un poet, un artist neînțeles de lumea care era mai proastă decât el. Și totuși, el a fost un criminal, el a fost un uzurpator, el a fost un om de care lumea sau istoria va scrie cu multă groază și oroare. E posibil să trăim în propriul nostru bubble, în propriul nostru balon. Să fim atât de deconectați de realitate încât să nu realizăm ce se întâmplă cu viața noastră și cu ceea ce se întâmplă în societate? Cam toată lumea citește Biblia, însă nu toată lumea are curajul, numărul unu, moral, să asocieze evenimentele a scripturii, să asocieze uh, nume sau simboluri ale scripturii cu realitățile din teren. Ăsta este marea problemă. Nu Biblia. Biblia o are toată lumea? Problema este cum faci aplicația. Cum iei simbolurile Scripturii și le aplici în, în plan real, în practica vieții, cum putem lega sau asocia sau aplica simbolurile Scripturii puterilor mondiale care actualmente lucrează până la urmă pentru împlinirea scopului dumnezeiesc. Există între mine și realitate o discrepanță. Sunt eu un neștiutor care în prostia mea îl urmesc pe Absalon, marele răscurător al acestei lumi, sau îl urmesc pe Domnul Hristos în cazul lui Absalon David. În societatea de atunci, bineînțeles că lumea s-a împărțit în două. Oameni care l-au trădat pe David la greu și au rămas de partea lui Absalom și oameni care i-au fost credincioși și au împărtășit nu numai bucuria, de a fi slujitor la casa regală a lui David, dar și necazul lui. Deci oamenii ăștia au zis, băi, suntem părtași și la bine și la rău. Câteva familii grupate în jurul lui David, câteva slugi, s-au adunat și au fugit în pustie cu David ca să susțină regele în exil. Majoritatea se pare că au rămas la casa regală, de-abia așteptând să scuipe, să huiduie, să înjure pe fostul rege și să aplaude cu nesați pe noul răsculat, care acum vezi stabilea ce este narativul oficial. Absalon, de acum înainte, avea să trâmbițe ce este adevărul și ce este rătăcirea. Sigur că această răscoală n-a durat mult, cu toții cunoaștem istoria tristă a încheierii acestei răscoale, cu toți realizăm că Absalon, deși estetic era de o frumusețe impecabilă, ca și Babilonul cel mare astăzi și răsculătorul sau capul acestui Babilon, totuși Absalon moare spânzurat de propriul uh, păr între cer și pământ. Prietenii mei, expresia 200 de oameni din Ierusalim care fusese răpoftiți au însoțit pe Absalon și l-au însoțit în prostia lor, fără să știe nimic, este o istorie care avea să se repete mai târziu chiar în timpul Domnului Hristos. Se pare că noi oamenii, fiecare dintre noi, ca și generații de oameni, facem greșeli. Fiecare generație avem examenul nostru, fiecare generație are testul ei de loialitate, de credință, de transparență, de onestitate și produc aceleași rezultate. Matei 27 cu 20 ne spune că preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele, adică oamenii, poporul, cetățenii, masa de votanți, ca să zic așa, să ceară pe Baraba, era alegeri, iar pe Isus să-l omoare. Scenariul care se va repeta cu lux de amănunte înainte de revenirea Domnului Hristos. Deci observați că manipularea și comportamentul cognitiv al maselor este rezultatul, în primul rând, așa cum spunea în 2 Samuel 15 cu 11, a Neștiinței, a lua decizii fără să fii total informat, te pune și mă pune și ne pune pe noi într-o situație de mare risc. Există o posibilitate ca să decidem sau să ridicăm mâna frumusețelor fără să știm nimic. Tot ce a fost se va repeta, spune Solomon. Așa că, dragii mei prieteni, în contextul acesta, așa cum în timpul alegerilor, în timpul Domnului Hristos, oamenii au reușit să-l aleagă pe Baraba, care era un criminal de notorietate, dovedit cu toate probele justiției romane, un instigator, o persoană care pretindea a fi uh, un Mesia, Salvator al Israelului și un promotor al Noii Ordini Mondiale. Hristos nu a lumii, verificați. În același timp, spunea că era făcător de mari minuni și iniția o unitate de vedere în Israel pentru a produce o revoluție fatală care să fi dat lovitura de teatru împotriva Romei și a stabili un nou guvern mondial. Barabas! Acesta era Barabas. Și se pare că lumea în prostia lor au strigat Barabas, Barabas, Barabas și în necunoștință de cauză, mai târziu, au strigat ceva și mai serios au strigat pentru o lozincă și mai profundă care avea să afecteze destinul și viitorul întregii națiuni noi n avem alt împărat decât pe Cezarul Dragii mei prieteni ce am putea să spunem se pare că la ora actuală Babilonul cel mare Europa cea unită la rele și compatrioata de peste ocean Europa și statele unite sunt unite într un destin final în timp ce Europa promovează ideea unei uh, legi ca în timp de criză să se anuleze orice formă de exprimare liberă a cetățeanului, adică să se ducă pe apa râpei sau pe apa sâmbetei, uh, libera exprimare, alege și așa mai departe. Pe de cealaltă parte, Statele Unite face lobby cu cea mai mare și prima organizație recunoscută pe plan mondial, Organizația Mondială a Sănătății, care luna viitoare, în mai, va hotărâ care națiuni uh, vor accepta supremația acestui for mondial de sănătate, ca în timp de criză să aibă autoritate absolută peste, atenție, suveranitatea statelor. Spuneam uh, despre domnul Klaus Schwab, uh, cel care este mână-mână cu cei de la organizația... Mondiala Sănătății, în fața unei televiziuni franceze In this new world we must accept transparency. În această lume nouă, care se stabilește nu lumea nouă, noua ordine, da? se pare că toată lumea trebuie să accepte transparența. Transparența înseamnă lipsa la viață privată. Nu? Acel drept dat de Dumnezeu prin creație la viața privată la viața intimă, va fi anulat de clanul babilonienilor și în curând va permite petrecerea lui Belșațar să se repete, iar o să vedeți Babilonul cel mare, o să bea și ei din vasele de aur aduse de la Ierusalim, în onoarea Dumnezeilor, la care ei se închină, de piatră, de argint, de aur și așa mai departe. Nu suntem departe, dragii mei, de momentul în care mâna care a scris pe peretele împăratului Babilonului să fie aceeași mână care va scrie Mene, Mene, Tekel, Ufar, Sin pentru toată umanitatea. Nu vei mai avea unde să te ascunzi, așa cum spunea Boris Johnson cândva, zice frigiderul, o să ne spună ce ai în lăuntru, când o să-ți fie foame, o pe care vei dormi, ne va spune nouă celor care conduce lumea ce visezi noaptea. Dragii mei, iată că declarații care aparent erau diletante pe vremuri ajung să devină mici bagatele, realități uh, uzuale ale fiecărei zi. Dorim să trăim pe acest pământ? Tace Dumnezeu? A murit Dumnezeu? Va veni o zi în care Dumnezeu va spune sculați-vă că vin să vă salvez? Că este coincidență, că este providență, ce este interesant, dragii mei prieteni, este că în Statele Unite fostul președinte Donald Trump prezintă o propunere societății americane. Dacă până ieri sloganul era Let us make America great again, haideți să facem America puternică din nou sau măreață din nou, acum sloganul s-a transformat în Let us make America great. Again, care înseamnă haide să facem America să se roage din nou. Ce este interesant într-o declarație a unui speech pe care l-a avut, domnia sa spune următoarele. Religia și creștinismul sunt cele mai mari elemente care lipsesc din această țară sau acestei societăți, dacă vreți. Și cred cu adevărat că trebuie să le aducem înapoi, religia și creștinismul, nu? Și aceasta cât mai repede. Aceasta este una dintre cele mai severe probleme pe care le avem. De aceea țara noastră se duce de râpă. Ne-am pierdut spiritualitatea în această țară. Și vrea să continue el în referință cu Bibliile care le vinde. Biblia este cartea mea favorită. Trebuie să reînviem spiritul creștin în viața noastră și în viața națiunii noastre. Și ce spune dumnealui mai departe? Bineînțeles că domnul Trump a făcut câteva declarații cu privire la părinții fondatori, recunoscând faptul că geniul a produs acel extraordinar atunci când au clădit America pe baza valorilor iudeo-creștine. Fostul președinte a mai zis că aceste valori sunt sub asediu. Sunt foarte mândru să susțin și vă, să vă încurajez să intrați în posesia unei astfel de Biblii. Trebuie să facem America să se roage din nou. Ceea ce mi-a atras atenția, dragii mei, prieteni, cu privire la această Biblie, este King James Version, cea mai bună versiune. Uh, a scripturii în limba engleză, bineînțeles. Ceea ce mi-a atras atenția la această scriptură este faptul că scriptura a fost tipărită în compilație cu Constituția Statelor Unite, pe care o respect și o admir, legea drepturilor, nu, The Bill of Rights, declarația de independență și The Pledge of Allegiance sau jurământul de credință. Patru lucruri au fost adăugate scripturii. Constituția, legea drepturilor, declarația de independență și jurământul de credință față de națiunea față, față de țară. Toate bune și frumoase, însă problema este următoarea. Că atunci când adaugi un pachet de legi lângă scriptură, lași impresia că produce o unitate între religie, și factorul politic, lucru pe care noi l-anticipam pentru că declarațiile sunt uh, destule în sensul acesta. Deci iată că există un miros de a aduce creștinismul în forță în Statele Unite ca un efect de bumerang al societății de stânga care ne oferă un ateism acerb o libertate deosebită în a face tot ce rău și o interzicere absolută de a face tot ce este bun, dar ne interzice exprimarea a tot ce este bun, frumos și curat și nobil în Scriptura. Așa că vine partea dreaptă și efectul de bumerang, evident că este extrem de puternic, când religia va fi impusă ca o forță majoră care va asigura faptul că societatea nu va deveni deligventă, deligventă niciodată în ale religiei. Sau so, avem de a face cu un ateism absența totală a credinței și a religiei din societate, o alegere care mi se pare foarte deza, dezavantajoasă, dez, fatală până la urmă, și pe cealaltă parte efectul de bumerang al dreptei care va impune religia cu forța împotriva conștiinței individului și care va produce un tăvălâc la nivel mondial, ca toți oamenii să se închine după un standard sau un șablon care este impus, mă rog, de o societate, o autoritate la nivel mondial. Deci, Biblia, împreună cu Constituția, împreună cu drepturile. Uh, individuale, legea drepturilor, the Bill of Rights, declarația de independență și jurământul de credință, toate acestea sunt la pachet cu religia pe care o promovează această mișcare la ora actuală în Statele Unite. Dorința sinceră de a salva America de la prăpastie, pentru mine, mi se pare puțin cam târzie. Protestantismul s-a trezit mai târziu că a fost înșelat și încearcă să svâgnească pentru a impune o religie și pentru a reașeza uh, măre, măreția acestei națiuni, care a fost stabilită acum 200 de ani de fondator, părinții fondatori. Acum ne întoarcem puțin la scriptură, și aș vrea să explic fenomenul ăsta, și prin perspectiva unor declarații, uh, zic eu, destul de importante. Apocalipsă, capitolul 13, versetul 3 ne spune, unul din capetele ei părea rănii de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira. După fiară. Observație, nu discutăm cine a căzut, cum, ce fel. Toată lumea știe că această declarație se aplică anului 1798, când generalul Bertier, sub ordine executiv, intră peste papalitate. Episcop de Roma este dus în Pușcărie, toate proprietățile sunt confiscate, statul pontifical, statul Vatican este uh, practic neutralizat, inexistent și această experiență tristă în care revolu adică invazia militară uh, condusă de Berthier rănește autoritatea papei, este recunoscută de toată lumea. Chiar în 1929, când cardinalul Gașpari, împreună cu dictatorul Mussolini, semnează un pact istoric, se folosește exact această frază. Mussolini, împreună cu Gașpari, semnează un pact istoric, vindecând o rană care a fost făcută de multă vreme. Chiar rana aceasta de moarte, Dată Romei de o autoritate care venea militară, ateistă, franceză, avea să se vindece. Și în timp ce vindecarea se produce, Tot Pământul se miră. Atenție! Când Biblia spune Tot Pământul se miră, asta înseamnă că este o perspectivă globală toată planeta, emisfera sudică, nordică, est, vest, toată lumea este de acord și are în vizor o entitate care până aici era o chestiune de ev mediu, iată că această entitate care dispăruse de pe mapa mond apare în toată puterea în toată fermitatea ei, așa cum Apocalipsa capitolul 13 versetul 3 ne spune. Așa cum Ioan, ucenicul cel iubit al Domnului Hristos, primește această viziune pe insula Patmos cu mai bine de 2000 de ani în urmă. Așa că această declarație foarte interesantă că Roma a fost rănită de moarte și că puterea ei a fost obstrucționată de impactul interesului politic și ideologic al mișcărilor care s-au născut în Franța, era confirmată această declarație chiar de Melody Martin, care uh, face declarația în uh, cartea The Keys of This Blood. Această carte a fost scrisă undeva în 1986, a fost tipărită în 1990. Uh, ce spunea dumnealui, avem și textul în engleză și textul traducere, uh, pagina 24, dacă mă înșel, Timp de 1500 de ani și mai bine, Roma a ținut în frâu cu o mână cât se poate de puternică, posibil, fiecare comunitate locală din întreaga lume. În genere, admițând unele excepții, aceasta fusese punctul de vedere al Romei. Pe când au intervenit cele 200 de ani de inactivitate, până când au intervenit cele 200 de ani de inactivitate impusă papalității de marile puteri seculare ale lumii. Deci observați că Malachy Martin în cartea lui recunoaște că a existat un moment terminus pentru autoritatea Romei în care inform, uh, in, impactul ateismul francez a făcut ca influența papalității în Roma să fie suspendată pentru 200 de ani și mai bine. El însuși, Malachy Martin, spune că da, într-adevăr, autoritatea noastră, prezența noastră pe mapamon ca un arbitru global a fost împiedicat sau a fost suspendat de puterile seculare ale lumii pentru cel puțin 200 de ani, dacă nu și mai bine. Deci iată că declarația din Apocalipsa 13 este recunoscută chiar de Roma, în care spune că și Scriptura este... Cea care confirmă că unul dintre capetele ei părea rănit de moarte, dar rana avea să se vindece și avea să stârnească uimirea întregului pământ, atenție, întregului pământ. În momentul în care această autoritate de fiară, această, această autoritate agresivă reflectată de Inchiziție și interesele Romei în evul mediu, se trezește, aceasta stârnește uimirea întregii lumi. Toate țările se vor uita la Roma și vor spune, Dumnezeule, noi am crezut că s-a terminat cu persecuția din Ebu, mediu, am crezut că s-a terminat cu tăiatul nasului, urechile și așa mai departe. Am crezut că nu o să mai fie într-o lume civilizată ca noastră o barbarie practicată de un sistem religios care se prinde, se pretinde a fi moralitatea absolută a Universului și instituția care, prin sine, de sine, cheile de a-i băga pe oameni în cer sau în infernul acela de care vorbesc dumnealor. Toată lumea se va mira. Deci interesant este că după ce mi-a Martin declara aceasta, există o declarație în 1910 scrisă de un autor pe care eu îl respect foarte mult, care spune în februarie 8, 1910, la paragraful 5, dacă mă înșel, pe vremea când papalitatea lipsită de puterea ei a fost forțată să renunțe la persecuție. Deci acest autor vorbește exact de momentele invaziei lui Bertier în Roma, confiscarea puterii absolute a Romei și, mă rog, moartea în exil a papei. Pe vremea când papalitatea lipsită de puterea ei a fost forțată să renunțe la persecuție, Ioan, a văzut dezvoltarea unei noi puteri ridicându-se pentru a fi porvocea glasului balaurului și pentru a duce mai departe aceeași lucrare plină de cruzime și de blasfemie. Deci, iată, dragii mei prieteni, că titlul pe care l-am inițiat în acest studiu de seară, Întoarcerea lui Nero, sau dacă vreți, Întoarcerea tiraniei, este confirmată de scriptură, este confirmată de autoritatea Romei cea în discuție și este confirmată și de uh, un autor care, zic, are tot creditul undeva în secolul XIX să facă declarații în anticipație care, până la urmă, uh, să se împlinească. Această ultimă putere, continuă acest autor, această ultimă putere care va face război împotriva bisericii și împotriva legii lui Dumnezeu, este reprezentată de o fiară cu oarne ca în el. Spre deosebire, spre deosebire, de fiarele care o precedau, care se ridicaseră din mare, această ultimă fiară a apărut din pământ, nu din mare, așa cum Babilonul, medo și Grecia a apărut din mare, reprezentând ascensiunea nestingerită a unei națiuni care simboliza țara noastră, Statele Unite. Dragii mei prieteni, Apocalipsa 13 cu 4 ne confirmă și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea fiarei și au început să se închine fiarei zicând cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea. Într-adevăr, întrebarea este solemnă. Câți dintre poporul lui Dumnezeu sunt astăzi pregătiți, dospiți, copți, maturi pentru a lua poziție pentru cuvântul Dumnezeu? Nimeni nu știe, dar relația noastră cu Dumnezeu o spune. Eu însumi mă întreb, Doamne, ce va fi cu mine până la sfârșit? Eu însumi îmi pun întrebarea, voi rezista testului? Nu am încredere în mine, fraților, prieteni, nu am încredere în haina pe care o port, nu am încredere în lacrima care o vărs. N-am încredere în cămașa de pe mine, pentru că îmi dau seama că natura umană pe care o am este atât de surprinzătoare. Și creează atât de multe ruperi de ritm și probleme relații între mine și Domnul Hristos, încât nu mă pot baza pe ceea ce sunt eu, dar mă pot baza pe ceea ce Domnul Hristos, pe ceea ce mântuitorul meu scump și drag, mi-a promis. Promisiunile lui Dumnezeu sunt singurele lucruri care mi-au mai rămas. O declarație foarte interesantă tot din acest autor care îl respect foarte mult spune, am văzut că fiara cu două coarne avea o gură de balaur și că puterea lui era în capul acestei, acestuia și că decretul avea să fie rostit din gura lui. Apoi am văzut-o pe mama destrânatelor, dar mama nu era, mama nu, erau, nu era ficele, ci erau separate și distincte. Deci a nu se confunda mama destrânatelor cu fiicele acesteia. Bineînțeles că femeia în simbolistică biblică reprezintă o biserică. Deci aici ni se spune că există o diferență între mama desfrânatelor și celelalte desfrânate sau celelalte instituții care au preluat din uh, tradițiile și din obiceiurile și din practicile nebiblice ale Babilonului modern care este mama desfrânatelor. Ea, această mamă a desfrânatelor, a avut timpul ei, dar acesta a trecut. Referindu-se tot la 1798. Iar fiicele ei, religiile care au urmat după și înainte, protestante, aveau să intre în scenă și să joace același rol pe care l-au avut mama lor când îi persecuta pe sfinți. Am văzut că pe măsură ce mama scade în putere, fiicele cresc, nu în putere. Și în curând vor exercita puterea manifestată cândva de mama. Ma, noi spunem, domnule, noi suntem oameni temători de Dumnezeu cu Biblia în mână, protestanți am protestat împotriva acestor apostazii ale Romei, cum am putea noi să facem un lucru ca și Roma dragii mei prieteni, e simplu vă ceți aminte, acei puritani care au părăsit uh, Europa de pe uh, malurile Olandei au ajuns în America și și-au dorit un singur lucru, să se face lui Dumnezeu fără să aibă în spate sabia închizitorului catolic. Dar n-a trecut multă vreme și acești puritani au stabilit legi și când Ana au venit și au spus, bă, cred că ar fi bine să botezăm pe copiii noștri atunci când cresc mari și sunt adulți și sunt în stare să judece pentru ei, ca să iau o decizie să-i slujească lui Dumnezeu în mod benevol. Ana Baptistii au fost Aruncați, înecați în apă, torturați și persecutați de puritanii de pe vremuri. Cât de ușor uităm noi, ca oameni, care ne-am dorit libertatea, cât de ușor uităm noi să fim ceea ce vrem să fim și să ne transformăm, noi oamenii, într-o bestie, într-o fiară, persecutoare pentru faptul că alte entități, alți oameni gândesc diferit de noi. Și exemplele pot continua uh, ca o dovadă că, într-adevăr, noi, ca entități protestante, am produs persecuție la rândul nostru împotriva acelora care n-au reprezentat sau n-au reflectat gândirea entității noastre religioase. Există noi, probabil, ceva care ne conduce întotdeauna ca să producem uh, interzicerea oamenilor care gândesc diferit de noi. De aceea îi mulțumim Domnului Hristos că nu ne-a dat puterea și autoritatea politică. Știu foarte clar două lucruri, fraților, odată că sclavia minții este mai severă decât sclavia trupului și cred din toată inima mea, dragii mei prieteni, că ultimul semn al unei biserici apostaziate este folosirea forței. Dragii mei prieteni, în contextul acesta trag și o concluzii și mă gândesc uh, la faptul că vor veni vremuri turburi. Pe lângă faptul că suntem bătuți de vânturi, bolnavi, otrăviste, mâncare chimizată și așa mai departe, poluare în atmosferă voită și nevoită. Pe lângă toate acestea, mai plou cu pandemie, epidemii, cum vreți dumneavoastră să se numiți. în 1897, pana inspirată făcea o declarație, epidemiile vor mătura mii de oameni. În jurul nostru există pericole provenite de la puterile externe și operațiune satanice din interior, dar acum încă mai lucrează puterea restrictivă a lui Dumnezeu. Aia era în 1879, dar astăzi poate că puterea restrictivă a lui Dumnezeu se retrage treptat, treptat, așa cum spune același autor inspirat și de-aia vedem lucruri care se petrec în Taiwan și peste noi, în lume, în genere epidemiile vor mătura mii de oameni. Să ne rugăm lui Dumnezeu că atunci când vor veni, să nu trăim ceea ce spunea dumnea ei în altă, această autoare de carte, în alt loc. Timpul va veni atunci când necazul care va poposi sau va lua loc în lume va fi atât de puternic încât nu va exista niciun balsam vindecător uman care să aline durerea oamenilor. Deci va veni vremea când durerea și necazul va fi atât de mare încât niciun balsam omenesc nu va putea alina suferința umanității. În încheiere, aș dori să citesc câteva cuvinte frumoase din Isaia, capitolul 33, unul dintre cele mai revelatoare uh, capitole ale Profetului inspirat Isaia. Prima declarație pe care aș dori să o citesc este cu privire la aceia care vor rezista la test și vor trece de toate necazurile, sau necazul cel mare, dacă vreți, se găsește în Isaia, capitolul 33, versetul 14. Păcătoșii sunt îngrojiți în Sion. Un tremur a apucat pe cei nelegiuiți care zic, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Cel ce umblă neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce își trage mâinile Înapoi, ca să nu primească mită, cel ce își astupă urechea ca să nu audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul, acela va locui în locurile înalte, stânci întărite vor fi locului de scăpare, îi se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Și cea mai frumoasă făgăduință pe care o... Uh, împărtășește Domnul Hristos cu mine, personal, cu dumneavoastră, este versetul 17, care mi se pare cea mai tare făgăduință din Vechiul Testament. Ochii tăi vor vedea pe împăratul în străducerea lui, vor privi țara în toată întinderea ei. Inima ta își va aduce aminte de groază de trecutul, de groaza trecută și va zice unde este logofătul, unde este vistiernicul. O declarație foarte interesantă cu privire la Constituție, la declarația de independență, la uh, jurământul de credință și la legea drepturilor omului în țara noastră. Patru elemente. Aș vrea să împărtășesc câteva gânduri din scriptură, patru elemente care ne leagă pe noi de Dumnezeu. Căci Domnul este judecătorul nostru. Domnul este legiuitorul nostru, Domnul este împăratul nostru, El ne mântuiește. Dragii mei prieteni, patru lucruri care aș dori să le transmit celor care fac din Constituție, Legea Drepturilor, Declarația de Independență și Jurământul de Credință punctul lor de susținere în lumea aceasta dar avem și noi ca și creștini patru puncte de susținere în marile persecuții care vor veni peste noi. Domnul este judecătorul nostru, Domnul este legiuitorul nostru, Domnul este împăratul nostru și el ne mântuiește. În consecință, ultimul verset, versetul 24 din Isaia 34 ne spune: "Niciun locuitor nu zice Sunt bolnav, poporul Ierusalimului" capătă iertarea fără de leicilor. Dragii mei prieteni, boala este adeseori conectată cu păcatul, dezasocierea noastră de Dumnezeu și mă rog Domnului Iisus Hristos în această seară ca să putem rosti alături de El aceste declarații extraordinare. Domnul este judecătorul meu, Domnul este legiuitorul meu, Domnul este împăratul meu și Domnul este mântuitorul meu. Și dacă toate acestea se vor împlini, atunci putem să spunem și noi, în versetul 24 din Isaia 33, că nu va mai fi niciun bonav în Ierusalim. Bunul Tată cere să ne ajute să tânjim după acel Ierusalim care se va coborâ din împărăția lui Dumnezeu într-o bună zi, când va considera el ca să stăm și noi acolo, în împărăția Domnului Isus Hristos. Întoarcerea lui Nero este doar pentru o clipă. Întoarcerea Domnului Hristos este pentru veșnicie. Trecem de vale, urcăm dealul și ajungem pe munte de unde se va veni un nor mic, se va vedea un nor mic care vine de la răsărit și care nu este altceva decât semnul fiului omului, fiului Dumnezeu. Mulțumesc pentru prezență în această seară, răbdare, să ne rugăm. Iubită Tată, îți mulțumim în numele Domnului Hristos pentru bucuria de a fi împreună, te rugăm să ne binecuvântezi, să ne dăruiești dragostea ta și să ne ajut să rămânem credincioși, indiferent ce s-ar întâmpla în lumea aceasta. Te iubim, te dorim și vrem să fim mai tăi. Amin.